Isus și săracul Lazar. Bun găsit! În Luca 16, 22 cu 23 citim, cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l a îngropat, pe când era el în locuința morților în chinuri și a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Acest pasaj biblic este o descriere a vieții de după moarte sau este o parabolă? Forma și mai ales conținutul pasajului indică faptul că avem de a face cu o parabolă, la fel ca în cazul parabolei fiului risipitor sau a ispravnicului necredincios, care nici ele nu sunt prezentate în introducere drept pilde. Însă, conținutul acestor povestiri zugrăvesc cât se poate de clar atmosfera de parabolă. Pilda supusă atenției noastre ne spune că săracul bolnav Lazar trăia la ușa locuinței unui om foarte bogat. La moartea celor doi, rolurile se inversează. Bogatul merge în locul de chin, pentru că în viața aceasta pământească și-a primit partea cea bună, iar săracul Lazar merge în sânul lui Avram, pur și simplu, pentru că în viața pământească a suferit. Bogatul cere ajutorul lui Avram pentru diminuarea suferințelor sale, dar nu-l primește. Apoi îl roagă pe Avram să trimită soli din lumea celor morți către frații lui de pe pământ să fie avertizați și astfel să evite destinația nefericită de care are el parte. Însă Avram răspunde scurt în concluzia pasajului. Dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Luca 16 cu 31. Astfel de istorie erau populare în Palestina timpului aceluia. Sunt cunoscute cel puțin șapte variante ale unei povestiri asemănătoare în care săracul Oropsit este un tânăr cărturar al legii, iar bogatul nemilos este vameșul Maja, iar după moarte rolurile sunt inversate. De asemenea, Iosefus Flavius, în discurs pentru greci cu privire la Hades, folosește același limbaj cu aceleași imagini. Prin urmare, aici nu avem o revelație despre viața de după moarte, ci Isus folosește istorii populare ale vremii pentru a sublinia ideea centrală pe care o dezvoltă în între capitolul 16 din Luca, demonstrând-o în povestirea și conceptele cu care publicul era obișnuit. Dacă lucrurile ar sta altfel, dacă istoria ar fi reală, atunci conceptele teologice implicate ar fi îngrijorătoare și ar contrazice scriptura însăși. De exemplu, salvarea sau condamnarea în pasajul biblic se face pur și simplu prin inversarea statutului social de pe pământ. Cine a fost bogat și fericit aici, va ajunge în chinul iadului, iar cine a fost sărac și bolnav aici, va ajunge în bucuria cerului. Imaginea unor suflete care, după moarte, au ochi limbă, degete și se pot răcori cu apă, este o contradicție în sine căci sufletul nu posedă părți materiale. Dacă omul după ce moare ar fi conștient, cum zice parabola, ar fi contrazisă scriptura care spune că în moarte omul este inconștient, că moarte este ca un somn profund, vezi Eclesiastul 9,5 sau fapte 7 cu 60%. În Biblie citim că morții buni sau răi merg în mormânt, adică în locuința morților și nu în diferite destinații, rai sau iad. De exemplu, Petru ne spune despre regele David, Sfântul David, că a murit, că a fost pus în mormânt și că David nu s-a suit în ceruri, fapte 2 cu 34% răsplătirea sau pedeapsa este promisă și adusă de Isus la a doua sa venire și dată omului după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup, numai mai devreme. Mai prosus de toate, Mântuitorul ne arată intenția pe care a avut-o când s-a folosit de această istorie populară printre evrei de atunci, iar când Isus explică ce lecție a vrut să transmită, ca și în cazul altor parabole, doar această explicație trebuie reținută din cuvintele lui Isus, orice altă concluzie este pură speculație și nu poate fi folosită ca argument biblic. Contextul capitolului 16 din Luca oferă sensul cuvintelor lui Isus aplicația parabolei săracului Lazar face mai puternică lecția oferită în parabola ispravnicului necredincios din același capitol 16, versetele 1 la 13. Dumnezeu îi cheamă pe bogați să-și împartă cu generozitate resursele în favoarea oamenilor ca lazăr, și astfel să se ferească de păcatul egoismului și al lăcomiei. Singura concluzie pe care Isus o afirmă foarte clar la sfârșitul pasajului, indicând cât se poate de evident sensul dorit de el prin relatarea tuturor povestirilor cuprinse în Luca 16, este Dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Luca 16 cu 31 În concluzie, săracul Lazar este personaj de parabolă care nu oferă revelații teologice importante, ci doar cadrul prin care este introdusă o idee importantă. Cine respinge Scriptura nu ar crede adevărul lui Dumnezeu nici dacă un mort ar învia. Avem provocarea să credem versetele care vorbesc despre inconștiența în moarte. În caz contrar, inima care nu primește adevărul Scripturii preferă să le aducă la tăcere pe adevăratul laser înviat de Isus, care mărturisea despre Isus, așa cum citim în Ioan 11. Cu siguranță, cu toții vrem să ne numărăm între credincioșii care acceptă și cred tot cuvântul lui Dumnezeu.